Salutare prieteni, eu sunt Pigeo Racing și astăzi am să vă vorbesc despre top 20 curiozități despre porumbei pe care tu probabil că nu le știai. În lume există peste 300 de specii de porumbei, cea mai răspândită în Europa și face parte din familia Columbite. Porumbeii au început să fie domesticiți în urmă cu 5.000 de ani, cu scop ornamental, dar și pentru transportat mesaje. Ei sunt monogami și nu își schimbă partenerul pe durata întregii vieți. Ritualul lor de împerechere i-a transformat în timp într-un simbol al dragostei. Porumbeii sunt folosiți la nunți în multe țări, dar și în România. Porumbeii văd în culori, pot percepe lumina ultravioletă și au memorie vizuală foarte bună. Astfel, ei recunosc locurile unde au mai fost și se pot întoarce acasă de la peste 2000 de kilometri, specific pentru cei voiajori. Porumbeii sunt considerați una din cea mai inteligentă specie de păsări, fiind capabilă, printre primele specii, să-și recunoască reflexia în oglindă. Porumbeii pot recunoaște toate literele alfabetului uman, pot face diferența între fotografii și chiar să distingă unii oameni. Folosesc soarele drept ghid și au o busolă internă magnetică ce îi ajută drept ghid să-și găsi cuibul după călătorii lungi. Porumbeii se folosesc de anumite repere de pe pământ și că obișnuiesc să zboare deasupra drumurilor făcute de către oameni pentru a ajunge acasă. Porumbeii pot zbura la o altitudine de peste 6.000 de metri cu o viteză de 77,6 km pe oră. Recordul pentru viteză este de 92,5 km pe oră. Porumbeii sunt singurele păsări care aspiră apa de băut și nu trebuie să-și dea capul pe soate pentru a o înghiți. Pot parcurge într-o zi și până la 900 de km. Media de viață în sălbăticie este de 10 ani, iar în crescătoriile amenajate de către oameni pot ajunge și până la 25 de ani. Acestea au fost cele 20 de curiozități despre porumbei. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, să vadă și prietenii voștri și desigur să vă abonați. Cu voi a fost Pigeon Racing și noi ne revenim desigur data viitoare. Pa, pa!